Transportul public în comun din Iași nu poate fi gratuit. Declarația aparține viceprimarului Radu Botez și a fost făcută în cadrul știrilor Teleem. Viceprimarul Iașiului susține că o astfel de măsură este una populistă și, dacă ar fi pusă în aplicare, ar duce direct la falimentul companiei de transport. Între timp, autoritățile caută soluții pentru decongestionarea traficului din Podul Roș și Granit, în special la orele de vârf. Invitat la știrile Teleem, viceprimarul Radu Botez a exclus varianta ca transportul în comun să fie gratuit pentru toată lumea. O propunere în acest sens, lansată în spațiul public, a fost făcută de liberalul Marius Bodea recent. În prezent, doar pensionarii și veteranii de război beneficiază de libere pentru autobuze și tramvaie. Că nu se poate realiza o astfel de propunere la nivelul unei municipalități. Există costuri, există la ora actuală, noi plătim undeva peste 80 de milioane de lei subvenție către CTP, ar mai trebui încă aproximativ 60 de milioane pentru a putea la ora actuală cu parcul actual să avem gratuitate. N-aș vrea să spun că este o prostie, dar este o idee populistă. În prezent, autoritățile caută soluții pentru decongestionarea traficului din zona Podul Roș, acolo unde se formează cozi, în special dimineața și seara. Vom avea o semaforizare parțială, vor fi 3 semafoare puse în funcțiune, care la un moment dat vor da prioritate deplină celor de pe Nicolina și vor putea tranzita intersecția cu 40-50 de kilometri la oră și nu ca acum mașină după mașină cu piciorul pe ambreiaj și pe frână, după care va exista o fluidizare a zonei Bucium-Socola și, bineînțeles, și toată circulația din centru va avea timpul ei acesta. În plus, 24 de autobuze electrice ar putea circula pe străzile din Iași. Fiecare astfel de mijloc de transport în comun va avea o lungime de 10 metri, iar investiția se ridică la 55 de milioane de lei. Întreținerea lor este însă uriașă, spune viceprimarul Radu Botez. La autobuze încă nu există o claritate în momentul în care vor veni, dar și aici avem de-a face cu un element cu mari semne de întrebare. Un autobuz electric performant are o autonomie de 100-120 de kilometri. Asta înseamnă că la nivelul Iașiului va face 2 sau maxim 3 curse, după care va trebui să se ducă undeva să-și încarce bateriile. Spun undeva pentru că nu se pot face mai multe stații, maxim 2, necesitând aceste stații putere foarte mare și neexistând aceste posibilități cu niște costuri rezonabile. Mai mult, un autobuz electric trebuie să schimbe bateriile, deci bateriile sunt uzate cam o dată la maxim 4 ani. Setul de baterii pentru un autobuz electric costă aproximativ cât un autobuz diesel pe care îl avem noi la ora actuală, adică vreo 160.000 de euro. Asta ar însemna ca Iașiul o dată la 4 ani să cumpere cât un autobuz, dar care să aibă un randament net mai scăzut și cu alte probleme. Începând cu luna decembrie, 16 tramvaie electrice fabricate în Turcia urmează să ajungă la Iași și vor intra în circulație după ce vor fi înmatriculate.